Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și împreună cu Jonel vă urăm bun venit pentru un nou video din Last Day on Earth. După cum vă dați seama, de obicei noi avem raiduri, așa că și astăzi avem încă un raid de făcut. Noi ne-am pregătit puțin pentru că baza noastră a fost cam distrusă, ia uitați-vă cum arată, din nou nouă nouță. Am avut cât că vreo 13 sau 14 ziduri de piatră distruși. Ziduri de piatră distruși, o grămadă! Bun, hai să ne pregătim de raid. Avem un revenge raid și după cum vedeți deja ne apropiem de 40 de zile de amenințare. Ar fi tare să mergem la 100, v-am mai spus eu vouă. O să ajungem sau nu, o vom vedea. Dar ce este sigur este că o să plecăm acum și să raidăm, nu ne interesează asta, baza lui 520. Deci, am cercetat baza aceasta un pic pe YouTube și am găsit că este destul de mare, dar pe mijloc are ceva de piatră și acolo sunt cuferele. Ce se găsește pe acolo prin cufere, haideți să aflăm împreună. Doar știu că putem să intrăm înăuntru printr-un zid de level 1 și de asemenea după aia aveam nevoie de un C4, un bum-bum ca să sparge un pet de piatră și acolo sunt cuferele. Să sperăm că o să găsim și ceva bun. În speranța că așa o să fie, haideți să vedem. Jonel este cu noi, Gedeon este cu noi, baza este mare, suntem, bam, aici o benzină, nu ne interesează. Aici nu știu ce este pe aici, o fi, probabil că o fi să nu fie cioporul pe acolo în construcție. Așa, bun. Deci tot ce ne interesează pe noi, deja ne este sete și ne este foame. Poftim aici, punem o sticluță la băiatul, o să aibă, la schimb, hai să luăm pe asta, de ce nu? Numai puțin, hai să punem un chopper. Haideți să punem un chopper pentru că dacă tot am găsit-o și este și gratis, mersi frumos, bam. Gazda noastră ne-a lăsat o benzină, o sticluță de benzină, pentru cumva să ne pierdem pe aici. Bun, hai să vedem pe unde spargem, pe unde spargem, pe unde intrăm. Ideea este că avem de level 1 pereți și... Domnul Johnny, aici cred că din câte știu parcă n-are nimic aici. Hai să mergem direct la ținta noastră unde... Hai să spargem... Da, spargem nu contează unde, pentru că el are pereți de level... da, de piatră. Pereți de level de piatră. Docrate-ul cum este? Putem să-l folosim? Ia să vedem. Bam, da, putem să-l folosim. Deci, GG. Bun, hai să continuăm misiunea noastră și punem un C4 frumos el aici. V-am mai spus că am cercetat baza și are de piatră. Are de piatră, da. A, așa este. Astea sunt chesturile pe care le are. Și astea sunt toate. Ok. Avem chopper-ul aici. Înseamnă că nu este afară, să înțeleg? Interesant. Mă gândeam că este afară chopper-ul. Se pare că el este aici înăuntru. În general, ca de obicei kamikaze cu un C4 în mână umblă. Bun, hai să vedem ce surprize vom găsi în cufere. Pentru că... Vine hoarda? Da, vine prima hoardă. Haideți să-i băgăm aici. Avem și spike-uri. Oare să-i învârtim prin spike-uri? Am putea să-i învârtim și prin spike-uri. Numai puțin să-l eliminăm pe ăsta. Totuși eu cred că am putea să... nici nu știu. Mai ieșim de aici? Jonel, ce zici? Mai ieșim de aici să-i învârtim prin spike-uri? Sau îi batem... Da, se pare că facem echipă foarte bună cu Gedeon. Uitați-vă. Uitați-vă ce echipă bună facem noi aici. Perfect. Și asta înseamnă că Gedeon o să rămână acolo. Mai vine încă unul singur. Gedeon, ce zici? Mai ieșim afară? Se pare că nu mai ieșim. Dar nu-i problemă, rămâne. Oh, am ieșit! Nice! Atunci hai să-l batem așa. Dacă am ieșit afară, Gedeon, pe ăla ți-l las ție. Ăsta este prânzul tău sau micul dejun, ce vrei tu. Nu mai mănâncă mai repede. Așa. Bun, am terminat cu asta. Haideți să vedem ce se întâmplă prin primul cufărineu. Care este surpriza? Din câte știu, el mi-a tras în bază câteva bombe bune. Boom. Da, nu știu ce să zic. Nu prea sunt încântat ce am găsit aici. Nu-i mare lucru. Mai departe. Să încercăm și pe partea cealaltă la resurse. Sau la arme. Dacă găsim ceva. Opa, încă un metru nu-i situiți. Ok. 5 cupoane roșii. Niște ocă. Hai să vedem pe la resurse pe aici, poate. Poate pe aici. Resurse, ceva... boom, piatră, mâncare, oțet, spirce ăsta, Jack Daniels, ok, am înțeles. Vine cineva după noi sau nu? Deci, avem... interesant, nu știu ce să zic despre baza aceasta. De obicei sunt doar resurse, arme nu prea sunt șanse. Unde sunt resursele? Ok, o rangă, o... Ok, au venit și ăștia. Hai să consumăm, avem un N16 pe care am zis că îl iau cu mine, doar să-l consum pentru că n-avea rost să-l ținem în bază acolo. Nu avea rost să-l țin în bază.
Așa, hai Junel, nici mai mergem la doc rate-ul pentru că n-are rost. Hai că se poate ce, bam și bam și asta a fost. Putem să le spargem pe toate oare? Mai totuși sunt destul de multe cufere, partea bună este că sunt mici și putem să... mai multe benzină, asta o luăm. Multe, multe mărunțișuri. Și unde este... Unde este partea bună a bazei? Adică doar mărunțișuri, frate? Doar mărunțișuri? Un M16 stricat, încă un topor, telefoane. Bun, hai să facem așa, hai să îmbrăcăm armurica asta noastră mai bună. O lăsăm pe asta stricată undeva pe aici. Așa, o cu asta luăm, bineînțeles, și hai să punem ceva în ciopărinio. Oare aici în zidul ăsta de level 2 o fi avut ceva? Din câte mi-aduc aminte, parcă nu a avut nimic acolo. Nu mai țin minte. Știu că m-am uitat doar pe unde a intrat nenea ăla. Am vrut să văd exact pe unde intrăm. Să lăsăm așa. Hai să lăsăm așa. Hai să lăsăm așa. Bun, pistolul ăsta poate să meargă aici. Asta așa. Am găsit topoare de level 2. Am înțeles. Bun, hai să vedem ce mai găsim pe aici prin bază. Oricum, sunt multe mărunțișuri și... Da, lucruri nu tocmai cine știe ce. Hai să mai spargem mai departe. Eu cred că am putea să le spargem, cred că pe toate. 73. Nice. Mai mult oc. Și mai mult Jack Daniels. Și mai mulți... Mai mulți toxici. Deci, fapt, Fizz Biter. Se învârt, dar... N-au mai învârtim. Durează prea mult să învârtim. Lu Jonelu este lene să-i învârtă. Ei, batem aici. Gedeon, tu mănânci pe ea doi? Așa nu mai este. Deci asta este ultima hoardă. Hai să o chemăm și pe ăștia. Ultima hoardă. Așa, executăm și pe ăștia și asta este. Bineînțeles că o să o plecăm acasă cu ce găsim. Niște oc nu-i rău, pentru că am avut ceva reparații la bază. Așa că nu este rău. Tot timpul am zis eu să facem niște wall trick. Uitați că acum este cazul să facem niște wall trick. De ce nu? Ia uitați că ce bine merge. Zici că este un bunker acum, frate. Zici că este un bunker! Ok. Hai să... Tu stai bine acolo? Vii mai aproape aici sau care e faza? Ok, haideți că merge. Bun, pentru cei care vă întrebați și cu vocea ta Armageddon, de m-am trezit și am zis să filmez aici puțin un video pentru că... După aia plecăm la treabă. Și da, abia m-am trezit. Și bun, am terminat cu ăștia. Mâncare, Gionelule. Poftim aici mâncare, niște apă. Ia să vedem ce putem să mai găsim pe aici. Ce poate să ne mai surprindă baza asta? Din câte știu eu, bazele astea nu prea surprind cu nimic. Nimic bun, din păcate. Așa că nu prea am mare așteptări de la baza asta. Nu prea am. Turret parts. Nu, hai să mai spargem încă un cufăr. Eu cred că putem să spargem și pe ăsta. Ia să vedem. Un M16. Aici. Da, ce v-am spus eu. Multe mărunțișuri, resurse, chirpici. Mai mult spear. Jack Daniels, hai să luăm și pe ăsta. Mai mult. Și cred că putem să spargem și cutia asta lejer. Da, putem să spargem. 96 la fix. Nice, pe asta o luăm cu noi. Lopată, aluminiu wire. Asta ar trebui să le aruncăm afară, probabil. Vreau să, totuși mă gândesc să deschid, să sparg. Știți că mai are acolo încă o bucățică de bază. Oare să sparg pe acolo? Numai puțin, hai să verificăm ce putem să luăm cu noi. De exemplu, ăsta putem să-l aruncăm. Maceta aruncăm afară. Așa. Și hai să putem să mai luăm ceva. Dar ce? Întrebarea mea este ce? Plank-uri? Să luăm niște plank-uri, o rangă, Jack Daniels, mai mult Jack Daniels, ok, se pare că se îmbată ăsta. Jonel, iar o iei pe turret parts. Normal, n-aș lua, dar sunt o grămadă. Hai să le luăm, că totuși sunt chiar multe. Piele avem, aici niște medkit-uri, am pune ceva de genul ăsta, de fapt nu putem să punem, dar în schimb putem să folosim. Așa, mai departe, din coace, nemec interesant aici, bere, hai să luăm bere, eu știu, avem nevoie de bere. Armurica asta cumva e mai bună decât ce avem, dar e mai bună. Deci, în concluzie,
Aici nimic important, aici nimic n-a mai rămas, aici un M16 stricat nu ne interesează, niște medkit-uri nu ne interesează. Mai departe, să luăm niște mâncare și iron, nu știu, piele. Ok, vopsea nu ne interesează, aici nu ne interesează absolut nimic. Mai departe, nimic. Avea niște semințe, să luăm, da, sunt puține. Chirpici, nu știu, să luăm chirpici. Vopsea verde are asta o grămadă. Are vopsea verde, frate, o grămadă. Aici ne avem un M16 care totuși este început și... putem să stocăm 20, nice. Are vopsea verde o grămadă, o nenea asta. Voi vedeți asta? Are câteva stack-uri de vopsea verde. Și cam GG. Bun, în concluzie, hai să ducem afară, lângă ciopărinio, adică de fapt, hai să punem aici. Hai să punem aici ceva ce ne-ar interesa, de exemplu, două topoare. Le duc înapoi încoace să le arunc pe astea. Aruncăm astea afară, aș lua carnea cu mine. Și poate renunțăm la un topor și, nu știu, poate luăm altceva. Vopsea verde? Să luăm vopsea verde? Cred că nu. Sau cred că da. Nu știu ce facem cu ea. Uitați-vă câtă vopsea verde are asta. Uitați-vă câtă vopsea verde are băiatul ăsta. Ia uitați-vă. Ce faci, măi, omule, cu câtă vopsea? Vopsea verde parcă n-aș lua. Avem vopsea verde, nu ne interesează. Chirpici. Avem două topoare acolo, deci... deci, da. Eu zic că ceva de genul ăsta ar trebui să plecăm noi de aici. Lopata asta este cam duriu, dar nu avem altceva decât să luăm lopata. Bun, hai să vedem ce putem să găsim. Aici nu cred că mai este ceva. Oare? Să fie ceva pe acolo? Aș vrea să văd aici dacă este ceva. Asta e întrebarea mea. Ia să vedem. Este ceva pe aici? Ok, 99. Se pare că... se pare că nu-i nimic aici. Să mai spargem încă un perete? Numai puțin. Hai să mai luăm încă un topor. Din coace știu că nu este nimic, sigur nu este nimic acolo. Pentru că nenea care a intrat pe YouTube a intrat la zona asta de piatră și acolo a fost cumva cel mai bun loot. În rest este dulu. În schimb aici n-am văzut la captul să intre să vadă ce este aici. Hai să vedem ce este aici. O să-mi dă big one. Și bam, și bam, și ok, mai mult nimic. Mai mult aer, nu-i problemă. Haideți să ne luăm toporul nostru și să plecăm de aici. Bun, ăsta a fost raidul nostru. Cu alte cuvinte, da, cu alte cuvinte, ăsta a fost raidul. Am luat o grămadă de Jack Daniels, niște etichete cupoane roșii, niște oc, ca să reparăm baza. Cutiuță de asta, weapon crate, nice. Le pregătim pentru un chest opening. Mai multă mâncare, niște bere, piele. Da, ăsta a fost raidul nostru, din păcate, mai bun de tata nu s-a putut. Hai să mergem până acasă. Am pus ceva și în ciopărinio. Să vedem ce este în ciopăr. Să vedem ce este în ciopăr. Am și uitat. Dar verificăm imediat. Ia să vedem. Hai, domnul Junel, arată-ne ce avem în ciopărinio. Se pare că ne-am întors cu resurse. O grămadă de resurse. Din nou, în concluzie, din nou și asta totuși a fost cam dudu și baza aceasta. Am avut la rând câteva raiduri. Ok, două bucăți de electronic circuits și... ok, o grămadă de Jack Daniels, 5 cupoane. Bine, n-a fost chiar foarte prost, pentru că avem și ochi și... da, n-a fost chiar foarte prost, dar totuși nu sunt raidurile la nivelul în care le aveam înainte. În orice caz, acceptăm raidul cel puțin mai bun decât cele 3 care le-am avut pe live aseară, nu? Da, ăsta a fost lootul și raidul nostru. Johnel ăsta aici vă salută. Te rog frumos, bam, bam, bam. Și Gedeon, de mult unde am jucat cu tine. Ia să vedem, Gedeon. Stați un pic că e ocupat. Oh, uitați-vă, el și-a dus aminte comandă. Da. Gazda voastră, Armagedon. Așa că vă urez o săptămână frumoasă, o zi plăcută și ce să vă zic. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântate și baftă mult. Baftă, oameni drăguți. Pa, pa.